Divorț de băi original. Carmen pleacă în Elveția. Vede vaca nebună. Asta are mai multe țâțe ca mine. Să-mi scot unghiera să-i tai țâțele. Vede vaca. Aia. Vaca la aia. Scoate limba vaca. Ce lingea noastră. Mamă, ce vacă nesimțită n-a văzut la noi la asociații cum trebuie să te comporți. Se cacă pe ea, mamă, scotea vaca balega, rumega și se căca. Ce vacă nesimțită să-mi bag pula, trebuie să băgăm pe pastile. Asta nu știe că nu trebuie să te caci în aer liber. Vaca spre ea, ce vacă nesimțită! Vine ciobanul de vaci. Ce faci, fată? Păi, ai vaca nesimțită. Ce-a făcut vaca? Se căca. Bă, fată, ăsta e animalul, ce vrei să-i faci? Știu, se cacă. De când am cunoscut-o, ea se cacă. Că mănâncă iarba asta și se cacă. Păi! Se cacă în fața mea. Bă, se cacă și în fața ta și pe la spatele tău și dacă stai din profil tot se cacă. Ca și vine, îi se cace. Așa e vaca. Ce-ai făcut? A zis că se cacă și n-are codul bunelor maniere. Bă, fată, e ceva fiziologic, cum să zic. Bă, tu ești cioban sau ce? Bă, sunt cioban de vaci, dar tu ce cauți aici? Fată, de ce faci așa? Bine, fată, ce vrei să faci? Să-ți pozezi vaca! Bă, n-o blițui cu... Și cum o pozezi? Uite cu telefonul ăsta! Păi ce faci cu ea? O bag la expoziție! Dar dă-i căcatul ăla, că trebuie expoziția să fie cu flori, fete și băieți. Și cu inimioare. Păi și cum îi fotografiezi inimioară la vacă? Păi desenăm cu spray inimioară pe ea ca să vadă dragostea. Da, fată. Deci îmi sprayezi vaca că vrei tu inimioară. Da, ca să vadă că suntem buni. Păi, nu puteți să arătați așa cum sunteți voi? Da, că lumea e proastă, ne suntem deștepți. Ei nu înțeleg cât de bun suntem noi și atunci trebuie de hărt. Și le arătăm inimioare ca să îmbuneze cu noi. Și ce să facă ei? Să ne dea mai mulți bani. Pensiile să crească. Bine, ce-ați făcut voi pentru ei? I-am scăpat de dracu. Adică cum voi sunteți așa de... Da, că ne rugă la Dumnezeu. Păi și ea nu se roagă, nu se închină sau ce faceți voi acolo? Da, noi!